fostul sublinierei fan, dezvăluiri explozive în comisie SRI, George Maior se interesa de dosarul lui Iohannis un instant. Claudiu Manda, presubliniere din telecomisiei parlamentare de control a activității SRI, dezvăluie informațiile oferite în cadrul audierii în comisie de C3 Horia Georgescu, fostul subliniere F al Agenției Naționale de Integritate. Georgescu a relatat cum George Maior, directorul de la acea dată al SRI, se interesa despre felul în care decurge judecarea dosarului de incompatibilitate al lui Klaus Iohannis. Dacă vă aduceți aminte, domnul Horia Georgescu ne-a prezentat un număr al unei note SI odată. Sesizarea SRI cu privire la Klaus Iohannis, NR, fost făcută pe 20 februarie 2013, viza presupuse fapte de incompatibilitate din 2009 sublinierei 2010. Într-un termen destul de scurt, de 2 luni, ANI a stabilit un verdict, după care dosarul a mers în instanța. Întrebările adresate domnului Horia Georgescu au fost dacă a avut discuții cu domnul Maior legat de dosarele ANI. Răspunsul a fost da. Au avut discuții și când dosarele erau în instanța. Domnul Maior se interesa de dosare în instanța. Discuțiile erau legate de parlamentari, ministri, nu de primari sau presubliniere din ci de consilii județene. Interesante ca în cazul primarului municipiului Sibiu a făcut o excepție în sensul acesta. Ultima discuție cu domnul Maior despre dosarul domnului Iohannis a fost pe 19 septembrie 2014. Acest lucru o să-l verificăm la comisie, pentru că am înțeles că a fost un apel pe telefonul operativ de la SRI sublinierei de la ANI, a declarat Claudiu Manda.